Irina mergea fără să prea înțeleagă pe unde, doar tăcea înainte, fără să fie atentă la trecătorii care haotic se dădeau prin părți. Era prea sumbră privirea tinerei femei. În capul Irinei tot răsunau cuvintele doctorului. Îmi pare rău, e prea târziu, nu se mai poate face nimic. Vă recomand să vă aduceți în ordine treburile. Fata mergea cocoșată sub greutatea durerii care căzuse pe umeri. Nu putea să înțeleagă ce îi se întâmplă ei. Asta nu putea fi adevărat. Dar înainte de a continua istoria, vă rog să vă abonați și să ne scrieți un comentariu. Asta ne-ar ajuta foarte mult. Cu voi este canalul Smart Child. Vizionare plăcută! Încă ieri, jurist consultant de succes a unei companii mari, iar azi s-a transformat într-o pacientă mortal bolnavă a secției de oncologie. Nici măcar pacienta acum, au trimis-o acasă, nu aveau ce-i face. Și încă cu o săptămână în urmă, Irina era foarte fericită. Se apropia vacanța mult așteptată și după tradiție a decis să dea toate analizele și să meargă la mare. Irina se simțea minunat, nu mergea vorba despre spitalizare. Ea era sigură că și analizele vor ieși superbe, ca la cosmonauți. Cum poate fi altfel la o fată de 28 de ani care duce un mod sănătos de viață și care e cu sportul la pertu? Trimiterea la secția de oncologie a fost ca un fulger în mijlocul unui cer senin. Sperând că e doar o greșeală, Irina a mers la consultație. Nu avea timp, biletele sunt cumpărate, bagajele o așteaptă în holul casei. Însă consultația rapidă s-a întins cu multe analize și examinări istovitoare. Peste câteva zile a auzit diagnoza cumplită. Iată și rătăcea Irina pe străzi, încercând să se lămurească când boala insidioasă putea să se instaleze în corpul ei antrenat. Poate primăvara trecută, când soțul ei, Vali, a anunțat-o că pleacă la amanta însărcinată. Căci ea, Irina, în 4 ani de căsătorie, așa și n-a reușit să-i dăruiască un copil. Sau cu 6 luni mai târziu, când mama a alunecat pe drumul de iarnă, a căzut și a zăcut așa jos în frig, fără ca cineva să o ajute. 2 ore. Apoi a plecat în liniște de pe această lume. Câte încă așa momente a trăit, negătând la faptul că viața ei arăta bine pe din afară, nu era o continuă sărbătoare. Dar acum nu mai contează care a fost mecanismul declanșator. Dar cum doctorii nu au putut să vadă această boală? Ea trece controlul medical în fiecare an, deși nu total. Pentru cel total nu-i ajunge timp. Ritmul cu care trăia era foarte rapid, iar acum nu mai are unde să se grăbească. Să vă aduceți în ordine treburile. A răsunat din nou în capul fetei ca un clopot. Aveți maxim câteva luni, poate jumătate de an. Ce fel de treburi? Ea copiii nu avea nici bani, nu prea, și nici datorii. Așa și a ajuns la linia de finish, absolut liberă sau poate absolut deloc necesară cuiva. Îi rămânea doar să aștepte inevitabilul, sperând la o minune. Dar oare minunea asta se va întâmpla? Irina nu simțea cum pe obrazii se preling lacrimi mari. Le scutura cu dosul palmei pe pilot automat și la fel s-a oprit în fața unei treceri de pietoni. Un flux de automobile trecea prin fața ei, ca un râu de fier. Pietonii de lângă ea se mutau de pe un picior pe altul, cu nerăbdare așteptând verde. Toți se grăbeau undeva, se grăbeau să trăiască, iar ea... Acum nu are unde se grăbi. Ce trist! Și această greutate de pe umerii ei, inima care tot nu se putea calma galopând frenetică, Irina a încercat să se liniștească respirând adânc. I s-a făcut atât de dor de casă, de zidurile dragi, de poze și amintiri care o duceau în vremurile frumoase. În taxi, fata a mormăit adresa și s-a uitat pe fereastră. Ea nu voia întrebări în plus. Când a ieșit din mașină în fața casei, s-a oprit și s-a pus pe gânduri. Fix după blocul lor de apartamente era o pădure. De pe fereastra ei se deschidea un peisaj incredibil a pădurii aproape că virgine.
Anume, această pădure a și fost cauza principală pentru care ea și mama s-au mutat în această zonă. Doar că nici n-a reușit să se plimbe acolo măcar o dată. Muncă, treburi, rutină. Ea a aruncat o privire de rămas bun către copacii îndepărtați și s-a urcat la al treilea etaj. Acum nu avea unde să se grăbească. Mâine va merge la plimbare, azi va descurca bagajul care nu-i mai trebuia. Dimineața a trezit-o soarele de august timid și cerul presărat cu nori de ploaie aici-colo. Nu voia să meargă la plimbare, dar s-a forțat și a luat o haină de ploaie și câteva sandvișuri. Spera că pădurea o va ajuta să-și risipească amărăciunea care i s-a cuibărit în piept. Ea mergea pe cărarea abia vizibilă spre adâncul pădurii, care s-a liniștit într-un mod ciudat înainte de ploaie. Nu putea nici de cum să se dizlipească de gândurile grele. Rătăcea, procesând din nou și din nou durerea care a căzut peste ea. Irina nici n-a observat cum a ajuns destul de departe. S-a oprit alarmată. Nu de la faptul că se va rătăci. A deranjat-o altceva, dar ce? Fata a început să se uite în jur și la urechile ei a ajuns ori un oftat, ori un geamăt. La 3 metri de potecă, sub un stejar înalt, abia perceptibil, s-a mișcat un morman mare de frunze. În două salturi, Irina s-a apropiat și a început frenetic să dea într-o parte frunzele. Un câine? Fata s-a îndepărtat de corpul aproape nemișcat al patrupedului roșcat și nu prea mare. Cum ai ajuns aici? Și în acel moment a văzut frânghia groasă cu care câinele era legat de copac. Ea s-a repezit să dezlege nodul umed. Câinele așa și stătea nemișcat, cu ochii închiși, fără să arate niciun interes. Doar atunci când fata l-a ridicat, a emis un oftat greu. Atunci Irina a observat o tumoare care ieșea de sub blană roșcată și murdară. Doamne, suntem tovară și necaz. I-a trecut ei prin minte și umezeala sărată i-a ciupit ochii. A copleșit-o o determinare disperată. Nu-i adevărat că cancerul este o condamnare la moarte? Și-a scos haina de ploaie și a învelit atent câinele în ea. Dacă ea nu poate fi ajutată cu nimic, măcar să ajute ea câinele. Medicii din clinica veterinară se uitau uluiți la animalul epuizat, dar nimeni nu a dat întrebări în plus. Analize, ecografie, tot ce e necesar să faceți, eu voi achita, a expirat fata așezându-se pe canapea. Câinele a fost dus undeva. Pe Irina au adus-o în fire cu amoniac și au trimis-o acasă. Mâine totul va fi clar, iar azi mai bine să nu-i deranjeze pe veterinari cu leșinurile sale. A doua zi a adus Irinei știri ciudate. Veterinarul care a ieșit la ea i-a spus că totul e stabil, dar câinele e foarte slăbit. Ați știut că este rasă pură și chiar are un semn specific de club, s-a adresat medicul la ea. Irina clipea confuză și el a dat din cap cu înțelegere. S-a dovedit că corgi găsită de ea a fost câștigătoarea multor concursuri, doar că după ce au sunat proprietarii, nimic nu s-a rezolvat. Ei au refuzat categoric să admită că animalul este al lor. Irina stătea lângă corpul roșcat și blănos, sărutându-i fruntea călduță, șoptea în ureche cuvinte blânde, totul degeaba. Câinele nici nu deschidea ochii, nu reacționa deloc nici la injecții, nici la deliciile de sub nas. Nu vrea să trăiască, i-a șoptit sora medicală fetei. Trădarea e o chestie înfricoșătoare. Apoi a venit veterinarul. Situația e practic fără speranțe. De supraviețuit, operația o va supraviețui, dar nu poți forța un animal să bea și să mănânce. Putem să o ținem sub picurător, dar apoi... Irina a auzit din nou că poate spera doar la un miracol. În capul fetei s-a întunecat. Dacă pentru ea minunea nu poate să aibă loc, va încerca să devină ea acea minune pentru câine. Ținând în brațe câinele ca pe un bebe, Irina stătea pe podea, fredonând cântecul de leagăn al mamei aproape uitat. Trăiește, micuțo, șoptea ea în nasul negru și umed. Dacă vei muri tu, voi muri și eu. Te
te rog să fii de acord, atunci și eu mă voi strădui să trăiesc. Asistenta care mergea pe alături s-a și oprit, ascultându-o pe Irina. Moartea în clinică nu e un lucru rar, doar că nici de cum nu te poți obișnui cu ea. Irina aproape că s-a disperat cu totul încercând să aștepte, dar a simțit cum mâna ei a fost linsă de limba aspră și umedă. Câinele, ridicând capul, a luat prăjiturica care era oferită. Operația a trecut cu succes, apoi a urmat o perioadă lungă de recuperare. Injecții, picurători fără sfârșit, nopți fără somn, temperatură și vizite regulate la clinică. Și totuși Milagros sau Mili, cum Irina a numit câinele, continua să se recupereze. Și cum altfel, din spaniolă Milagros înseamnă miracol, minune. Anume, asta făcea ca viața să se întoarcă în trupul mic și epuizat. Și iată că fetele acum se plimbă mult timp în pădurea iernatică și Mili nu se mai teme să meargă mai adânc în desișuri. Ea are cea mai tare stăpână din lume pe care o iubește cel mai mult. Ea nu o va trăda, nu o va lăsa, nu va pleca. Eh, dar fi știut Mili ce e în inima Irinei. Termenul măsurat de medici se apropia de sfârșit, ceea ce însemna că Mili trebuia să caute o nouă familie. Dar multe mâini bune se întindeau la un câine de rasă pură. Irina chiar a organizat întâlniri și plimbări cu potențiali stăpâni, doar că Mili mereu se uita precaută la oameni străini, de ce le-ar trebui altcineva? Dar trebuie să se decidă. Se termina deja a șasea lună. Ăsta e finalul. Mâine Irina merge la examinare, apoi va suna perechea de care i-a plăcut și parcă și Mili nu era împotriva companiei lor. Îngrijorată, fata n-a dormit toată noaptea. Apoi stătea în cabinetul medicului ascultându-i fără interes vocea monotonă. Ea nu simțea cum starea ei s-a înrăutățit, dar în timpul analizelor și după când aștepta, s-a pregătit pentru ce poate să fie mai rău. Doar că nu e clar de ce medicul, care se uita prin rezultatele analizelor, era bucuros. Domniță, vă felicit! A distras-o de la supărare doctorul un pic înviorat. Sunteți în remisie și chiar se observă regresia semnificativă a bolii. Ea clipea încercând să înțeleagă cu ce e felicitată. Dacă nu se va schimba nimic, peste o lună vă vom opera. Prognozele sunt foarte bune. Este un miracol. O greutate i-a căzut imediat de pe umeri. Sănătatea ei nu o bucura atât de mult cât faptul că nu mai trebuie să o dea nimănui pe Mili. Iar asta e cel mai important. Și-a imaginat botișorul ei și codița care se mișcă frenetic dintr-o parte în alta, fără obosire. Cât de tare îi este dor de ea, de miracolul ei. Ce fericire când universul ne dăruiește timp, iar noi, unul altuia, iubire. Prieteni, scrieți-ne în comentarii cum vi s-a părut această istorie. Nu uitați să ne dați un like și să apăsați pe butonul de subscribe. Asta ne va ajuta foarte mult. Cu voi a fost canalul Smart Child. Pe curând!